Hei, oameni buni și bine v-am regăsit la un episod de aceasta. Vă voi spune cum am căzut eu cu fundul într-o piatră. Da. Era o zi de vară frumoasă cu doi prieteni, ăștia sunt cei doi prieteni, și mă plimbam pe acolo frumos, ce să vezi. Ne uitam la cer, vedeam că adică începeau să cânte păsărelele, flori, fain. Și era noroiul puțin alunecos, pentru că cu două săptămâni parcă înainte a plouat, dar găinile au udat pe acolo și nu, s-au udat. Și aveam papuși de aia care alunecă și am alunecat pe noroi, am căzut pe spate și cu fundul fix într-o piatră. Dar nu orice piatră, era piatră de așa ascuțită, nu ascuțită rău, puțin așa ascuțită, și am căzut cu capul pe pământ și m-am murdărit și pe păr cu noroi și cu fund m-am ales și cu un fund spart într-o piatră. Morala de astăzi este că dacă e noroi, să nu vă duceți pe acolo, să vă duceți pe unde nu e noroi, că poate nimeriți o piatră și cădeți cu fundul în piatră. Cheers!